Dynamite pe 6 iunie. Legend. În ring sportivul din colțul albastru Robert Dorin, iată-l și pe adversarul său în colțul roșu, luptă astăzi Vasile Amariței. Vasile Amariței, îmbrăcat într-un tricou personalizat, este probabil una dintre vedetele clubului din Hârlău. La acest meci nu vom avea probleme în a-i identifica pe cei doi combatanți, chiar dacă ambii sunt la bustul gol. Veți vedea, Robert Dorin practic este îmbrăcat într-un tatuaj. Atât pe spate cât și pe piept este pictat sportivul de la OSS Fighters. Iată-l în stânga acestei imagini. Se respectă culorile celor două colțuri în privința mănușilor. Alb cu albastru pentru Dorin, alb cu roșu pentru Amariței și iată ce start năpraznic a luat luptătorul de la OSS Fighters. S-a repezit pur și simplu la Amariței. Clinch oprit de arbitrul Șenola Mamut. Le cere celor doi să se despartă, dar parcă se iubesc, așa s-au lipit unul de altul. S-ar scântei în acest prim minut al luptei. Vă reamintesc că am ajuns la categoria 85 de kilograme. Din păcate, multe obstrucții. Ambii luptători abuzează de aceste țineri. Cel mai activ până acum Șenola Mamut, arbitrul de ring, care într-un minut a avut cel puțin 6 intervenții. Mai insistent Dorin, cel puțin în startul întâlnirii. Amariței a știut însă foarte bine să absoarbă elanul adversarului. Acum atenționat pentru că a lovit înainte de semnalul fight al arbitrului. Destul de mult haos în evoluția ambilor luptători de la categoria 85 de kilograme.
Un meci care nu prea are darul să-i încălzească pe spectatorii din Constanța, mai ales că publicul nici nu are vreun favorit. După trei lupte cu Constanțeni, cel puțin unul în ring. Acum avem sportivi de dincolo de Dunăre, așa cum menționam mai devreme. Prea puține lovituri clare în acest rund. Și să sperăm că pentru spectacolul care ar trebui oferit publicului, cei doi își vor revizui stilul de luptă în următoarele două reprize, pentru că în prima nu au arătat mai nimic. Ne pregătim pentru repriza a doua. Sper să vedem și un show pe măsura categoriei foarte mari la care luptă Robert Dorin, sportivul acum în dreapta imaginii, și Vasile Amarițe. Ar trebui ambii avertizați pentru acest stil de luptă, total inestetic. Cuvântul stop al lui Șenola Mamut se aude cel mai des în sala sporturilor. Așa cum spuneam mai devreme, este un meci din care nu aș vrea să văd și un extra round. Să sperăm că arbitrii vor găsi ei metode să-i departajeze pe cei doi. Iată, întrerupt această luptă pentru o accidentare. Sângerează sportivul din Hârlău. Vine și medicul Galei pentru a vedea în ce stare este probabil arcada lui Vasile Amariței. Da, dificultăți acolo în oprirea sângerării. N-ar fi exclus ca medicul să decidă oprirea luptei pentru rănire. Ia să vedem. Discută medicul cu Șenola Mamut. Da, totul este în regulă, se poate lupta în continuare. Da, deasupra ochiului drept al lui Vasile Amariței este problema. Ca doi cocoși s-au repezit cei doi, unul către altul, înaintea comenzii fight. Le-a prins bine întreruperea, par ceva mai dornici de luptă după pauza pentru îngrijiri medicale primită de Amariței.
Dar iată, nu îi ține mult pofta de luptă. Din nou revin la aceste clinciuri nesfârșite, întrerupte de arbitrul de ring. Câteva lovituri parcă mai clare, expediate de Robert Dorin. A părut mai clar, a părut mai insistent în această repriză secundă. Da, se încheie aici a doua repriză a meciului de la categoria 85 de kilograme, un ușor avantaj posibil și pe buletinele de arbitraj ale arbitrilor judecători. Vom vedea ce va fi după acest prim calup de 4 meciuri pe reguli de K1. Organizatorii ne oferă meciul de box al Galei Urban Legend 7. Vom avea doi sportivi din județul Constanța care se vor înfrunta la categoria 80 de kilograme. Din Mangalia vine aici la Urban Legend Dumitru Lungu. Adversarul său este Andrei Tohăneanu de la Shars Gym Constanța. A început ultima repriză a meciului dintre Robert Dorin, colțul albastru, și Vasile Amariței, colțul roșu. Cei doi respectă colțurile prin mănuși, chiar dacă predomină culoarea albă. Pare din nou să se fi deschis rana lui Amariței. Observ puțin sânge pe fața lui. Deocamdată nu este împiedicat să lupte de acest detaliu. Începe foarte bine sportivul de la Scorpion Hârlău. Foarte insistent, conștient probabil că a pierdut puțin teren. Iată-l ce supărat este că arbitrul a oprit lupta într-un moment în care își înghesuise puțin adversarul în corzi. Un high kick în gardă, fără probleme, recepționat de către Dorin. I s-a mai frânt elanul sportivului din Hârlău. Din nou timeout dictat de arbitru pentru sângerare. Colegul meu vă oferă detalii mai puțin plăcute. Un minut și jumătate ar mai fi din această luptă și Amariței primește acceptul medicului să continue. Oh, un procedeu din Kung Fu, o proiectare izbutită de Amariței, neregulamentară însă la acest meci. Regulile sunt de K1, proiectările sunt interzise. L-a ambiționat puțin pe Robert Dorin acea aterizare pe podeaua ringului. Sportivul de la OSS Fighters controlează acest final de meci. Și în proporție de 99% vom avea primul meci încheiat cu decizia arbitrilor judecători. Mai sunt 10 secunde.
După trei lupte încheiate înainte de limită, avem primul meci al Galei terminat după trei reprize. Eu îl văd pe Dorin ca învingător la decizie. Rămâne însă de văzut ce decid cei trei arbitri judecători. Ambii combatanți au ridicat brațul în semn de victorie. Așteptăm ca Șenola Mamut să afle de la președintele Comisiei de Arbitri. Iată-l pe Florin Iordănoaia în centrul imaginii. Roșu, da, am aflat și noi înaintea crainicului Săli cine a câștigat acest meci. Vasile Amariței. Doamnelor și domnilor, contrar pronosticului pe care l-am dat. Premize echilibrate și spectaculoase, învingător la punte, colțul roșu Vasile Amariței. Este pur și simplu siderat Robert Dorin. Iată, l-a plecat, a lăsat mâna arbitrului și a plecat în colțul său. Foarte nemulțumit de decizie, este liniștit de membrii staffului său și îndemnat să accepte cu demnitate înfrângerea. A fost meci foarte echilibrat. Arbitrii judecători au mai multă experiență decât mine și iată au anunțat că decizia îi aparține luptătorului de la Scorpion Hârlău, Vasile Amariței, în ciuda faptului că a avut o rană sângerândă, de două ori a primit îngrijiri medicale. Vasile a primit, iată, și decizia din partea arbitrilor judecători. Iată-l pe Amariței, felicitat și de membrii staffului învinsului de astăzi, un învins meritoriu, Robert Dorin.